faptul că am avut unii diplomați care și-au pierdut viața în Ucraina, faptul că am avut în tot acest timp, și mă refer în special la anii 90 și anii 2000, foarte, foarte multe hiatusuri în relația noastră cu statul ucrainean, exclusiv pe problema comunităților românești, pentru că asta ne interesează acum. Faptul că, din nefericire, această zonă pe care au reușit să o are cei doi ziariști, a fost ocolită de autoritățile române, cu mici excepții, și de asemenea vreau să vă readuc în memorie faptul că a fost o perioadă în care, într-adevăr, copiii din acea zonă reușeau să vină în România și, să urmeze studiile acolo, fapt, realitate care s-a reluat, în câte știu eu. Totodată, vreau să mai mulțumesc lui George pentru curajul de a fi scos această carte. A mea, nu știu dacă el va mai putea să intre așa de ușor în Ucraina, după ce această carte a fost editată, pentru că cu siguranță va deveni persoana non grata la Kiev. Nu am nici mai mică îndoială. Eu sper să spun tot să fie așa, dar oricum nu o să fie ușor dacă vrea să mai intre acolo și va trebui să facă un. Și